Un simpozion științific cu tema Avram Iancu Bicentenar a avut loc vineri 16 februarie de la ora 11 în aula filialei din Timișoara a Academiei Române. Au susținut alocuțiuni profesor universitar dr. Ioan Bolovan, dr. Ionel Dorel Sinaci, profesor dr. Dumitru Tomoni și a rulat un film documentar Avram cu împotriva Imperiului. Întregul eveniment îl veți putea viziona în această seară de la ora 22.30 în cadrul emisiunii Nova Timiș.